Doamnelor și domnilor, Monica Odagiu și Sever sunt la noi în platou. Bine ați venit, dragilor! Bine ați venit! Ce faceți? Aveți o super piesă, mie îmi place. O ascult de când am auzit-o prima dată, o ascult non-stop. E peripit. Ne bucurăm foarte mult. Puteți să-i faceți test, să vedem dacă ia zi, iubita. E weekend, toată lumea, ceva de genul ăsta. Toată lumea se distrează. Aproape merge, e acolo. Să știți că s-a prelungit vibe-ul de weekend, așa. Cum ați ajuns să colaborați? Am povestit de multe ori, mai povestim încă o dată. Te las, Sever, că îmi place să te las să povestești. Bineînțeles, acela care mă bucură pe mine de fiecare dată. Eram într-o zi, așa. De vară. Cu producătorul Andy Horșa. Așa. Și eu mă dusesem la el, uite, pot să fac o mică floricică așa. În poveste. Și m-am dus să facem o piesă de trap cu influențe balcanice. Wow. Și am lucrat vreo oră jumate și zic, știi ce trebuie să facem la toată chestia asta pe care am lucrat-o până acum? Și el zice, delete, new project. Și el zice, ok. Și atunci mi-a venit ideea, zic, hai să facem o piesă cu un vibe din ăsta de anii 70, care să fie și funk, am tras vocile, nu știu ce, și mi-am dat seama că lipsește ceva de la refren. Bă, zic, refrenul nu e doar cu vocea mea, ce să fie? Zic, hai să căutăm o voce foarte bună. Puternică, amplă, frumoasă. Ziceți tot acum. Tot. Să uite și mămica. Uite, o să-i dau un telefon Monica Iodagiu. Ce și de acolo... Voi vă cunoșteați dinainte, fiind actori amândoi? Da. Dar nu mai lucrasem în niciun fel, nici în teatru, nici muzical până atunci, dar cumva... Și cum te-a convins? Cu piesa. Deci, odată că m-a sunat, mi-a zis, hai mă, ieșim la o cafea să-ți arăt o piesă, aș vrea să... Bun. Ne-am întâlnit... și când am ascultat piesa, eu de regulă sunt foarte... sceptică și și m-am gândit, zic, mă, s-ar putea să-mi placă sau s-ar putea să nu îmi placă, hai să vedem. Și am ascultat-o și când am auzit refrenul, am zis, ok, o facem, clar, o facem. Și în următoarea săptămână deja o înregistram și în următoarea lună deja o lansam. Da. Clipul este foarte frumos. Cine l-a regizat? Este regizat de Jimmy Machez. Da. Și filmat de Adrian Pârcălabu. Uh-huh. Și aveți ceva întâmplări de la filmări? Că a apărut distracție în toată regula acolo. Eu am chiar mi-ar fi plăcut la filmări. V-ați distrat sau jucați teatru? Nu, a fost foarte distractiv, chiar a fost, dar a fost îngrozitor de frig. Eu trebuie să vă mărturisesc asta, Sever știe. După această filmare în care eu mi-am dat sufletul, ar fi trebuit să fiu în pauză vocală vreo lună de zile. Am fost cu gâtul praf. Deci după chestia asta... Nu se mai putea cânta, nu se mai putea întâmpla absolut nimic, pentru că eram varză, pentru că noi am filmat. Tu cântai și la filmări? Am cântat și la filmări, asta zic că m-a luat trăierismul acolo și am zis să fac să fie bine! Și am făcut să fie bine, doar că o lună de zile am fost praf, dar n-are nicio vină nimeni. Na. Da. Dar a fost pentru un proiect foarte frumos în care am crezut și ne bucurăm că a ieșit așa. Ceea ce a fost absolut minunat a fost desfășurarea de forțe, adică prima discuție pe care am avut-o cu o parte din echipă a fost, aș vrea și eu să fac un clip. Și de la aș vrea și eu să fac un clip, s-a ajuns la o echipă de 21 de oameni, cărora le mulțumesc pe această cale și cărora le sunt super recunoscător. Prieteni sau nu doar prieteni? Prieteni foarte buni și prieteni foarte bundei prietenilor, s-a făcut prietenește cumva. Am înțeles, deci a fost așa, făcut în gașcă. A fost făcut în gașcă, dar foarte profesionist, adică chiar s-a lucrat... A fost totul foarte profi și o echipă excelentă, adică că pe mine m-a scooptat cumva, nu pot să zic am... Na. Și ajuns acolo, tot profesionalismul de care a dat dovadă toată lumea a fost absolut extraordinar, adică mi s-a părut... Erau interesante dublele cu mașina, că coboram de sus de acolo, de la Ateneu. Da. Și veneam pe Calea Victoriei și filmam până jos și după aia întorceam pe Splai Unirii, mergeam până acolo la conservator. Am dat la ture pe Calea Victoriei. Da, dar era spectaculos faptul că noi eram în mașina aia din anii 70. Un Cadillac roșu din anii 70, Dumnezeule, care avea scaune electrice, trebuie să spunem asta. Și geamuri electrice. Și geamuri electrice. Cutie automată și nu se simțea nicio groapă, da. Absolut deloc. Dar era un alai întreg, pentru că aveam mașina de urmărire în față, care era o dubă
Și da. Aveam mi-a fost scăpat telefonul pe jos, trebuie să vă spun asta. Fața mea e impresionată de poveste, da. E ok, da, e ok. Acum ai două ebanele. Verifică-l și dacă e pe silențios. Și mai aveam și mașina de making of în urmărire. Așa. Pentru poze, dacă era un... Mai striga. Și-a făcut o urmărire ca în filme acolo pe care ai. Da, Adi mai striga din când în când. Hai și acum râdeți, hai sus. Sunteți bine, hai. Noi înghețam de frig, eu eram într-o chestie super scurtă. Câte grade erau afară? 24. Cred că erau 16 grade, nu? Hai da. Apoi nu era așa de frig. Eu am filmat vântul. Un videoclip la minus 20. Și bătea unde ai filmat? Bine că n-ai făcut în București. A fost cea mai friguroasă noapte din totdeauna. De atunci ai probleme cu încheieturile. Nu e de la bătrânețe, nu e de atunci. Stai liniște, te mulțumesc că ai dat-o așa, dar e ok. Te ții minte? Deci au fost doar 16 grade, e ok. Au fost suficiente. Am murit. Și cât au durat filmările? Total. O noapte întreagă. O noapte. Cam asta, cam atât. 16 ore. 16 grade, 16 ore. Deci, cumva. Toată 16 mai milioane de vizualizări clipul. Pe YouTube. Să vă dea Dumnezeu. Doamne ajută, să ne dea Dumnezeu, exact. Încă n-am ajuns acolo, la 15 milioane. După emisiunea Hai cu fetele, o să crească vizualizările. Să vezi Rich, ce crește Rich-ul acum, mamă. Oh. Apropo de Rich... Ce se întâmplă cu filmulețele voastre? Ah, cu filmulețele Marcela și Gioconda, nu? Marcela și Gioconda. Unde sunt Marcela și Gioconda? Nu, asta vorbeam că ne-a întrebat foarte multă lume dacă ne-am certat. V-ați certat? Acum poți să recunoști la noi. Nu. M-am gândit să joc un pic teatru și să zic, băi, ne-am certat și nu mai... Era super. Nu cred că o să mai... Dar vrei să mai facem o dată? Ce s-a întâmplat cu Marcela și Gioconda? Ne-am certat foarte tare. Și am hotărât asta, nu cred că mai contează acum să intru în detalii, dar da. Am hotărât să o luăm pe drumuri separate, da? Și da. Dacă vede acum, dacă se uită la televizor, o să zică omor ce stau acasă, sol. Da. Nu, pur și simplu a venit viața peste noi și nu prea ne-am mai potrivit ca programe, dar acum, săptămâna asta, am vorbit că trebuie neapărat, măcar 3 zile să ne luăm, să facem în avans niște filmulețe, pentru că am lăsat pe toată lumea cu ochii în soare, ne-au mai scris oameni, bă, hai, mai faceți, ne e dor, Marcela și Gioconda. Și am zis, da. Păi hai, nu, că chiar să ne reîntoarcem, adică nu e bullshit. Și am o sugestie pentru voi. Eu zic că ar merge și un personaj masculin acolo și mă gândesc că îți puteți să-l cooptați. Ne-am gândit la multe alte variante, că am fost foarte mult timp doar noi două și că am putea să mai avem și invitați. Mie mi-ar plăcea să văd clipul bărbați, care... Oh. Ăsta cred că e ultimul filmuleț făcut. Ăsta e ultimul. Pe fundal, da? Hai să-l vedem. Chiar acum. Oh! Bună, Giocondo, ce faci? Să fac, mă, Marcela, uite, făceam o băiță cu clăbuci. Nu se mai poartă clăbucul. Dai cu parfum de ăla de lemnoase, de mosc, de ăla de miroșa regină care a dormit în cavou 100 de ani. Și, hai da, te aștept, sunt aici parcată în față. Păi, adică vrei să zici că nu mai am o de băiță? Păi, eu am niște fire de păr pe piept. Ce fac cu ele? Le tai, le spăl, le împletesc? Cum e la modă? Hai, bă, Giocondo, la modă e să te țuști cu laser pe unde ai pădure, dar n-am timp acum. Dă cu mosc, cu lemnosul, pe tine ieși din cască, nu mai stau. Hai! Opa, tată, hai că vin! Ia zi, avem plan? Da! Stăm în mașină și dăm moda. Aici, pe rezidențial, pe palat, pe drumul taberei. Hai că ies! Hai, urcă! Azi avem treabă serioasă, muncim toată ziua. 24 din 24. Dăm moda! Ce proiecte de teatru mai aveți? Mai repetați la ceva? Ce durere în suflet, întrebarea asta. Eu n-am mai jucat, cred că de 2 ani de zile, aproape. Am mai avut așa cât un spectacol, două... Ți-e dor de scenă, vă e dor de scenă, presupun. Mi-e foarte dor. Am mai avut, în schimb, concerte, s-au oprit și ele. Dar cu spectacole de teatru recunosc că mi-e foarte greu să vorbesc despre asta. Efectiv, nu s-a mai întâmplat nimic la mine. Ana are chiar și acum spectacole, da. Sever joacă. Unde joci? Unde Sever? La Teatrul Infinit. Spectacolele din repertoriul trupei Jamevu, din care și fac parte. Libretto Solitudine, Libretto Impostura și un spectacol de improvizație de tip long form în stil Shakespeare, care se numește Insta Shakespeare. Foarte drăguț. Și dacă tot ai zis de improvizație, știu că ai o experiență specială legată de asta. Ai făcut la un moment dat improvizație cu niște deținuți din penitenciar, nu? Așa este. Am avut, da, într-adevăr, am avut în proiectul Beyond Bars
o serie de ateliere cu, de improvizație cu deținuții din, la început au fost din două penitenciare, iar în anul următor, cu proiectul Past Tomorrow, am avut în 10 penitenciare, noutatea fiind constituită de o grupă de deținute și o grupă de deținuți de la un centru de detenție pentru minori. Foarte tare. Și cum au reacționat la aceste ateliere? Au fost extrem de receptivi. Până la urmă, cum să zic, a fost o experiență incredibilă atât pentru noi cât și pentru ei. Au reacționat foarte bine. Eu am întâlnit acolo talente reale. Ai văzut o transformare în oamenii cu care ai lucrat? Nu numai că am văzut, am constatat și la ceva timp după, pentru că eu am păstrat legătura cu cadrele penitenciarului și la distanță de 6-7 luni am întrebat, zic, domne, există până la urmă niște transformări. Au avut un efect pozitiv. Au avut un efect pozitiv. Se vedea diferența în curtea de plimbare, se vedea diferența între cei care au făcut aceste ateliere și cei care nu. Adică cei care au participat la ateliere erau mult mai uniți, erau mult mai veseli, dacă poți să pronunți cuvântul vesel într-un loc ca ăla, dar oricum erau mai bine dispuși și mai orientați către lucruri constructive. Ce foarte frumos. Ce frumos. Felicitări. Cu siguranță teatru îți dă întotdeauna o stare de bine și reușește să vindeci acolo unde există ceva de vindecat. La fel se întâmplă așa atunci când ne jucăm. Așa că eu vă propun acum să dăm drumul la joacă. Ce frumos ai ajuns la joacă. Da, vezi cum nu aveți cum să mă refuzați. Chiar n-avem cum. Ia să vedem ce jucăm. Ei, ia să văd dacă poți să te refuz sau nu. Provocarea ghicește cuvântul. Așa, nu poți să te refuz. Ești gata? Hai! Cred că da. Start cronometru. Și trebuie să ghiciți voi toți? Da. Ce suntem noi doi? Actori. Bun, prieteni. La singular? Actor. Bun, ați ghicit primul este cuvânt. Este un singur actor. Da. A fost o mamă, a fost o serie foarte frumoasă de filme cu un sport destul de agresiv în ring. Box. Da, al doilea cuvânt. Și al treilea, cum se numea acest cum se numea personajul acestui film? Rocky Balboa. Vis. Asta e. Asta e? Da. Nu, e primul. Cum îl chema pe actor? Și, exact, cum îl chema pe actorul? Sylvester Stallone. Bam, bam, bam. Extraordinar. Punctul se împarte. Să mergem mai departe. Cine să fie, cine eu zic să fie. Lăsăm pe Sever. Bine. Sever. Vrei și tu? Nu, eu nu vreau. Eu am vrut doar să mi-ară ținuta. Gata, am revenit. Care e foarte frumoasă, îmi place foarte mult, te întreb după de unde. Hai, okay. Ești gata? Da. 3, 2, 1, start, cronometru. Cum se numește o femeie din Orientul Mijlociu? Din Orientul Mijlociu, din țările alea unde e cald. Oriental. Da, dar cum se numește etnia? Arvoaică. Așa, ăsta este primul Arvoaică, cuvânt. Okay. Bravo. Ce facem noi în club când dansăm. Așa și e doar dans. Exact, bun. Perfect. Era o telenovelă de mult care se cum? Marimar, nu, Înger Sălbatic. Ești pe Maria aproape, nu, dar are legătură, nu, are legătură cu primul cuvânt. Cu arăboaica. Și Herezada. Uclone. Da, așa, și la singular? Cron. Bravo. Eu m-am dus pe și Herezada. E ok, să mergem mai departe. Și ultimul, adică ăsta, primul, ca să spun așa, mamă. Ce fac arăboaicele când se aude muzica? 3. Dansează. Așa și cum se numește una? Dans din buric. Dans, a terminat din bol. Oriental. Dans oriental. Eram pe acolo. Dansatoare din buric. Okay. Da, foarte aproape. Bine, foarte să mergem mai departe. Jucați și voi? Da. Ia uite cum voi poate. Da, îmi place. Îmi place. Hai, poftiți. N-ai jucat niciodată? Ba, da, acum mi se pare și mai distractiv. Îți mulțumim, Sever, că ne-ai dat așa o stare bună, ca să data viitoare să joacă pe dezbrăcate. Data viitoare, da? Da, nu astăzi, nu. Deci nu, te oprește-te. Mi-a plăcut foarte mult jocul ăsta. Doamne, ce situație. Dar e actor bun, dar e și scenarist din ce am înțeles. Și asta e adevărat, mulțumesc. Ce mai scris, Sever? Ce ai mai scris? În principiu, ultima
Eu scriu piese de teatru. Ce tare. Sau scenarii. Actrițe ai? Uite-te la Gabriela și spune-ne ce te inspiră. Pentru că ea, mereu când vine cineva din domeniul ăla, dar tu ai terminat actorie. Încearcă să-și găsească un... side job, așa. Și uite ce fac, Monica. Practic, vrea o pită. Să juc. Pentru că își dorește foarte mult să joace. Atâta. Ce v-a scris de tine? De fapt, asta era ideea. Se face, da, absolut. Bine, nu știu dacă ai scris ceva, nu știu, care se semene cu un țara lui Piticot. Sau... dar dacă nu, poate o ai în vedere. Păi, da. Până acum n-am scris pentru copii. Guli, dar acum și o să-ți dea rolul principal, Gabrielo. Mulțumesc, eu accept orice. Accept cu drag. Și mie mi-e dor de teatru. Puteți să faceți un remake la Degețica. Te spune, adică că era la Degețica. Mai! Se dau aici niște repere. Piticot, Degețica. Deci nu, fetele se încurcă. Fetele voiau să zică, nu știu, albă ca zăpada. Exact. Și ți-ai șapte. Tot acolo am ajuns. Hai să mergem mai departe. Deci vorbeam de scenarii. Așa, țara minunilor. Da, deci după cum spuneam, într-adevăr, ultimul text care a fost montat se numește Cui e frică de mitică sau Atenție să tai apa. Și este... Ce drăguț sună! Da, este o comedie despre alegerile pentru funcția de președinte ale unui bloc. Acum se poate adapta. Atenție să de... taie curentul. Nu. Sau curent frică de pitică. Și de Gabriela. Am niște colegi și se prietene. Se aruncă niște săgeți pe aici, da. Oameni. Minunat din iubire. Da, și prea multă dragoste. Dragoste. Lăsa că vă prind eu la cotitură. Păi și se joacă la teatrul tău, nu? Piesele pe care le și scrii, le și joci. Ar fi frumos să se joace la teatrul meu dacă aș avea un teatru, dar... Teatrul unde joci tu? La Teatrul Infinit, da, la Teatrul Infinit. Te referi? Chiar voiam să te întreb, zic, bă, Sever, tu ai un teatru și acum zici, mă? L-am ținut ascuns. L-ai ținut ascuns. Dar nu-i timpul pierdut. Doamne ajută să am. Da. Adică, de ce nu? Hai să trimitem în univers teatru, Doamne, teatru. Dați-ne teatru. Să fie teatru. Să fie. Și dacă o să fie teatru, te gândești să colaborezi cu Monica și pe partea asta? Bineînțeles. Ia să te aud. Monica este o actriță minunată. Eu am văzut-o mulțumesc. Într-un spectacol pe un text scris de Matei Lucaci Grunberg, care este regizorul care mi-a montat mie textul de care vorbeam mai devreme. Deci e o chestie... Mâna destinului, vă zic eu. Mă, breasla noastră e mică, mă. Suntem toți acolo, o mână de oameni, dar facem lucruri minunate. Da, atunci când ne unim și ne unim și forțele. Dar și... ce rol crezi că i s-ar potrivi? În ce ai distribui eu? De vrăjitoare. Nu, nu, nu. Aia asta e o discuție lungă și complicată cu amploau, cu contra-amploau. Na, e chiar în ce mai distribui Sever. Eu cred că poți să faci un rol de antagonist, cum să zic, place cum memorabil. Nu cred că ai mai fost distribuită până acum într-un rol de antagonist. Ar fi ceva? Cred că n-am fost niciodată, dar ar fi ceva. Asta chiar, da. Dar de asemenea și protagonistă, și în dramă, și în comedie, adică nu cred că... Perfect. Cred că e o paletă foarte largă. Deci să continue negocierile și pe pauza publicitară. Revenim să vedem care e rezultatul, pentru că trebuie să ne și cânte. Noi asta așteptăm, să ne cânte. Revenim imediat la Hai cu fetele!